confruntăm. Se lucrează la acel amendament care a venit. Dar de ce mă întrebați pe mine că nu sunt parlamentar? Nu, a venit de la guvern. Se spune că de la Ministerul de Finanțe a venit. Stați, Ministerul de Finanțe la acel amendament. Deci nu, eu nu sunt parlamentar. Domnule ministru, eu nu fac amendamente. Nu este vorba amendament. Am aflat de amendament. În cursul zilei de astăzi, când mi s-a arătat amendamentul, este mai departe a urmat... Doamna Pescaru, de la care este secretarul... Da, e treabă cu activitățile pe care le desfășoară doamna Pescaru, activitățile... Bun, dar nu a spus asta. Am spus că am aflat astăzi de acest amendament, l-am văzut cum l-ați văzut și dumneavoastră și ați văzut... Ați văzut ce soartă a avut. Dar de ce s-a ajuns la această discuție? Lăsați-mă să spun încă o dată că nu răspunde activitățile doamnei Pescaru. Dar nu a fost un amendament oficial și cred că ar trebui vorbit cu dumneavoastră. De ce trebuie să dau eu o socoteală? Este o activitate pe care a desfășurat-o și probabil are și o explicație pentru ea. Considerați că ar trebui să depună demisia doamna Pescaru? Este un amendament oficial. Prima întrebare. A fost o discuție inclusiv la nivel de coaliție, la guvern și aici a ajuns. Deci dacă ar fi fost un amendament oficial... Lăsați-mă să spun până la capăt. Deci dacă amendamentul era oficial, era înregistrat și urma procedura legală parlamentară, așa cum... Iertați-mă, a fost o discuție la nivelul Palatului Victoria astăzi, înainte de ședința de guvern, în care s-a vorbit inclusiv de acest amendament. Acolo s-a eu nu am participat la acest... Deci a fost o discuție... Eu nu am participat la această discuție. Lăsați-mă să am părerea proprie, pe care am spus de fiecare dată că din acest punct de vedere amendamentul nu a urmat circuitul oficial. Mai departe nu pot să comentez profiturilor de la pilonul 2 de pensii. Nu s-a discutat niciodată despre această impozitare a profitului. Sunt bazaconii care au apărut în presă, în coaliție. Pe problema pilonului 2 de pensii, atunci ar fi venit mai multe variante. Da, argumentele au fost contra și s-a renunțat la acea discuție. Dar a fost acea discuție acum o lună. Da, discuțiile în urmă cu o lună le-ați văzut că s-au materializat cumva. Haide să nu dăm apă la moară. Unor amendament a fost propus de doamna Pescaru. Știm că dar ce competență are doamna Pescaru să dar a fost o propunere să facă Florin Roman, din Partidul Național Liberal. Dar vă rog să discutați cu domnul Florin Roman. Vă rog, haideți să avem un dialog cât se poate de coerent. De unde să știu eu de unde are domnul Florin Roman informațiile? Discutați cu dumnealui. Nu sunteți interesat să elucidați această situație? Dar este un... Dacă era un amendament oficial care începe să producă efecte juridice, da? Mă luam după el, dar haideți să lămurim altceva. Mă lăsați să spun până la capăt. Dacă în urmă cu o lună argumentele au fost contra acestui demers, cum credeți că acesta s-a putut... acum variantele pentru ca să rezolvăm problema de deficit bugetar și de sustenabilitate financiară ale României sunt diverse. Depinde cele care sunt oficiale de cele care sunt neoficiale. A fost o încercare mascată de a se introduce acest amendament în textul legii? A fost o încercare mascată de a se introduce acest amendament în textul legii? Cum să se întâmple așa ceva cu un act legal? Cum să fie afectate de vreme ce este un amendament neoficial? Cum să vă spun, dacă în această perioadă de timp în care am discutat de variante nenumărate de acoperire și de rezolvare a problemei de sustenabilitate financiară a României, fiecare dintre aceste variante a fost bazaconizată sau unele dintre ele au fost chiar duse în ridicol,
cum să ne luăm după un document care nu este oficial? Dar dacă nu este oficial, de ce să mă interesează? Credeți-mă că am suficiente probleme de rezolvat decât după aceste fițui să ne uităm care sunt neoficiale și nu au produs niciun efect. Pentru ce? În cazul în care colegii vă cer, pentru că amendamentul este de la Ministerul de Finanțe. Deci, încă o dată, Boloș Marcel nu este parlamentar, nu face amendamente la proiectele de legi, nu am treabă cu așa ceva. Ce să fac? Sau ce ar trebui să fac eu? Dacă este un secretar de stat de la dumneavoastră care a propus un asemenea amendament, care a trecut prin mâna dumneavoastră, vă rog frumos aceste lucruri pe care îmi cereți să dau socoteală pentru alții, să le cereți altora. Încercăm să înțelegem ierarhia și modul care are loc. Un document care nu este oficial, nu cred că trebuie luat în seamă. Veți face o anchetă cu privire la cine a depus acest amendament? Haideți! Deci vă rog să-mi cereți socoteală pentru acele documente care sunt oficiale și poziția oficială pe care în cazul băncilor cu un impozit diferențiat. În cazul băncilor. De ce s-a venit cu acel impozit diferențiat? Vedem acum că pe 2 ani... Deci dacă vă aduceți... Dacă vă aduceți aminte, a fost 1% pe cifra de afaceri și această cifră de afaceri a fost redefinită ulterior ca fiind cifră de afaceri bancară. Suma care o obțineam de pe urma acestui impozit suplimentar era suficient, cum să vă spun, de mică, încât să permită băncilor să aibă această creștere de 2%, care a fost propusă și este binevenită pentru noi. Care este suma care se strânge la buget acum? Care este suma care se strânge? 600 de milioane de lei. Pe an? Pe an, da. Doar din această mână. De ce a scos de la administrația locului? Da, astăzi... Da, astăzi, după ce se va angaja răspunderea guvernamentală, veți afla detaliile acestor... Masarea instituțiilor de cultură a fost exceptat. Haideți să fie asumată răspunderea și după aceea mai discutăm. Vă stau la dispoziție cu detalii. Pe care dumneavoastră spuneați că este foarte important când vine vorba despre cum se gestionează bugetul din administrația. După cum v-am explicat de nenumărate ori, aceste decizii sunt decizii politice cu un cost politic asumat. Deci este îndreptățit. Păi, eu am mers cu propunerea și acest lucru ați văzut că nu a fost agreat la nivelul coaliției. Este firesc ca astfel de decizii să fie luate de către coaliția de guvernare. Am precizat de nenumărate ori că este un cost politic care trebuie asumat. Împovorați din nou partea de privat, adică sunt adăugate noi taxe pentru privat și vedem că în aceste zile au dispărut de la stat acele amendamente care ar fi adus poate mai multă economie. Adică cum s-a făcut din nou balanța? Haideți să vedem care este impactul bugetar al acestor măsuri. Haideți să vedem care este impactul acestor măsuri și să sperăm că noi obținem o stabilizare a deficitului bugetar și putem trece peste acest hop. Trebuie să fim solidari în aceste momente. De exemplu, poți să reducă personalul și de execuție și doar cu 10% o concesie făcută la acest lucru. Nu, este 10% aplicat la normativul de personal, dar vă propun să fie asumată răspunderea și după aceea... Vă mai menționez poziția conform cu ea numai primările performante.